Decizia bombă luată de Biroul Politic Național al PNL în data de 31 ianuarie a dat peste cap cam toate aranjamentele liderului PNL Hunedoara Vetuța Stănescu. Dorința neascunsă de altfel a liberalei era pentru câștigarea unui nou mandat de parlamentar, nici de cum o candidatură la șefia Consiliului Județean. Neîmpăcată cu situația creată, Vetuța Stănescu se agață până și de o virgulă din decizia de la București și susține în presa locală că ce este valabil pentru toată țara nu se aplică în Hunedoara. Potrivit deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal din 31 ianuarie, președintele filialei județene a PNL va candida la alegerile locale din acest an la funcția de președinte al Consiliului Județean sau la funcția de primar al municipiului reședință de județ, în funcție de situație. Candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean sau la funcția de primar al municipiului reședință de județ, care vor obține un scor politic sub scorul filialei județene sau municipale, nu vor mai avea sprijinul partidului pentru o eventuală candidatură la alegeri parlamentare. Conducerile filialelor județene, care se vor clasa pe ultimele 10 locuri în clasamentul rezultatelor la alegerile europarlamentare din acest an, media dintre procent și numărul de voturi, vor fi dizolvate. În stabilirea clasamentului se va ține cont de ponderea populației maghiare. Se arată în decizia liderilor de la București. În consecință, potrivit deciziei luate de cel mai înalt for al PNL, Vetuța Stănescu ar urma să fie candidat PNL pentru Consiliul Județean Hunedoara. Însă aceasta a declarat pentru presa locală că, potrivit unei virgule din decizie, la Hunedoara nu se aplică prevederea cu candidatura, deoarece PNL Hunedoara are stabilit deja un candidat în persoana prefectului Călin Marian, stabilit de Vetuța Stănescu, dar nevalidat de liderii județeni. Este o decizie care se aplică în filialele unde nu există candidat. Noi îl avem candidat pe Călin Marian, prefectul județului. Nu a fost luată încă decizia la nivel județean. Avem o procedură, avem un comitet director județean. O să avem o întâlnire săptămâna viitoare. Este o decizie la nivel național dată, dar nu este universal valabilă, spune după caz, a declarat Vetuța Stănescu pentru site-ul știri din hunedoara.ro. Eschivele Vetuței Stănescu sunt demontate de proprii colegi de la centru. Vă dați seama că o decizie nu se ia cu caracter particular, ci cu caracter general pentru toate organizațiile din România. Eu nu comentez în presă ceea ce sunt colegii mei din fiecare județ. Deciziile sunt cu caracter general pentru toată lumea, a spus pentru știri din Hunedoara Florin Roman, prezent la ședința Biroului Politic Național al PNL din data de 31 ianuarie.